La doar 15 ani, Mihai duce lupta cu viața asemenea unui adult, căci el este bărbatul familiei. Locuiește într-o casă insalubră și fără energie electrică din Bălcești, alături de fratele său în vârstă de 5 ani și de mama sa. Un alt frate mai mare muncește în Spania, dar o duce greu și el. Singurul lor venit este pensia de urmași a lui Mihai, care a rămas fără tată cu mult timp în urmă, și alocațiile celor doi frați. De 15 ani, în casa lor nu se aude un aparat de radio sau un televizor, nu există frigider sau alte electrocasnice. Seriile se încheie la lumina lumânării. Spuneți-mi, vă rog, cum este viața dumneavoastră în acest moment? Este foarte mult grea. De ce este atât de grea? Fiindcă sunt singură și n-am pe nimeni. Sunt amărâtă cu copiii ăsta doi, pe mine și pe Mădălin. Și n-am pe nimeni și este foarte grea. Aveți vreun venit? Avem și noi un bănuț de copilul, atât eu n-am nimica. Niciun ban, n-am nișoară. Care este venitul dumneavoastră lunar? Am pensia copilului pentru, după soțul meu, decedat. Și altceva? Și alocația copilului mic. Cel mare nu are alocație? Are și el, al mare, și alocație și pensie, da. Pentru, da. Și cum vă descurcați în fiecare lună? Și mai bine și mai greu. Mă duc și eu cu ziua, picolo, picolo, la muncă. Ce să fac? Mă iau și eu picolo un leu, picolo un leu, ce să fac? Și înțeleg că sunteți debranșați de la curent? Da, suntem, da. De când de 15 ani suntem. De 15 ani sunteți debranșați? Da, de 15 ani, domnișoară. Și cum vă descurcați fără curent? La lumânare. Dacă mulți copii de vârsta lui încă se joacă, își dedică timp pasiunilor și preocupărilor ștrengărești, Mihai, proaspăt licean, muncește prin sate ca să cumpere haine, mâncare și alte lucruri de trebuință. Încă nu a reușit să strângă banii necesari pentru a plăti facturile pentru curent. Își pune bani deoparte pentru școală. Deși învață bine, este educat și muncitor, tot ce își dorește este să aibă un loc de muncă după ce va termina liceul. Bună, Mihai, spune, ce treabă faci tu ca să întreții și tu familia, să faci ceva pentru că la culeș de porumb, la grâu, la băgat de grâu. Și reușești să strângi ceva bani? Da. Așa, în quantum, cât reușești tu să faci lunar? Nu mi-am dat seama. Păi nu prea... La ce folosești tu banii pe care câștigi? Mi-i strâng să îi am acolo, poate, pentru școală, pentru când sau depinde. În ce clasă ești? Am trecut într-a noua. Nu, ești la liceu deja, aici în Bălcești? Da. Ce liceu, dacă pot? La mecanică. La mecanică. Îți place? Da. Eu am vrut să intru. Da? Și ai intrat ușor? Da. Îți place școala? Da. Ce anume vrei să devii tu după școală? Unde vrei să lucrezi? Nu mi-am dat așa, poate cu vecinii să găsești un loc de muncă, nu știu. Vrei să lucrezi în domeniul acesta al mecanicii? Și așa, cum aș putea. Am înțeles că strângi bani ca să achizi curentul. Și? Ai reușit să strângi ceva? Nu prea. Nu prea? De ce? S-au dus în altă parte banii? Nu, e prea, e... Da, greu. Dacă toți copiii au visuri și își creionează un viitor măreț încă de la o vârstă fragedă, Mihai, adolescent deja, nu știe să viseze sau nu îndrăznește, căci nu-și poate privi viața dincolo de o poartă dărăpânată. Supraviețuirea pare să fie singura preocupare a băiatului. Tu ai un vis? Nu. De ce nu ai un vis? Nu te-ai gândit la un fel de viață? Ce te ține? De ce nu te-ai gândit la lucrul ăsta? Ce anume te face să nu te gândești la un vis? Am eu. Crezi că nu vei reuși? Nu știu ce să... Cum te vezi tu peste 10 ani? La un loc de muncă. La... Te gândești să ai o familie? Da. Atunci când nu trudește, bucuria lui Mihai este să vadă un film la prieteni sau să meargă la pescuit, dar mai are o dorință, să se plimbe pe Dunăre cu barca. Mă duc cu un vecin, cu niște vecini, s-ar putea, nu știu dacă m-ar lua, și pe mine mă duc cu ei la Dunăre și la porțele de fier, s-ar putea. Wow, și ce veți face? Doar vă veți plimba cu barca? Nu, am vrea cu vaporul, dar nu știu dacă ar fi. Ți-ar plăcea asta? Ți-ai dorit mult? Da.
Cine dorește să îl ajute pe Mihai, poate accesa grupul de Facebook Donează ce poți pentru copiii fără copilărie din județul Vâlcea, grup inițiat de comisar șef Eusebiu Predonescu din Poliția Vâlcea, cunoscut deja pentru campaniile de întrajutorare dedicate copiilor năpăstuiți.